Mie îmi place să iubesc, întâi mai lăutăresc. Măi nene, și-am venit la Brânciu acasă. Doamne, m-a poftit la masă și cu fisa stătea în casă, că avea inima care sângă, nene. Ai dorit vreodată să te întorci în timp să trăiești altă epocă? Nici odată, nici măcar odată. Consider că nici când nu s-a trăit mai bine ca pe teritoriul României sau, cum spunea, badea pițiște la lăpuși, fie iertat. Când ți-a mai dat vreodată statul bani să-ți lucri pământul și tu să fugi de el? Rump, rump. Asta. Și gândește-te la Jewish House de-aia de New York, da? Humba lumna hapăsu, hamanu da hapăsu. Bun, una, două, trei. Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de nepastă și cu... Unul dintre ultimii cântăreți la copză din România. Așa este. După cunoștințele mele, mai sunt vreo 15 și peste jumătate dintre ei sunt bine trecuți de 60 de ani. Putem exagera puțin și să spunem că e dispărută, dar hai să spunem că e pe cale de dispariție, că niciodată nu știi ce puști de 22 de ani răsare care o frige bine și cu dreapta și cu stânga. Și ți-a lăsat coatele pe spate să te cunosc, fate, de departe. Cum ar spune colegul meu de la vedeta populară Grigore Leșe, o făcătură ordinară, care însă a ajuns atât de mult să ne placă nouă, așa, devenind într-adevăr un cântec popular. Amare puică, amare dragă, amărâtă viața întreagă. La un moment dat și dansul ăsta poate deveni drăcesc. El e de la Dumnezeu, dansul în cerc. Dar eu zic că totuși cântecul e de la Dumnezeu, dansul uneori poate fi de la dracu. Ce mi-e drag pe lumea asta! Și să știi că merg destul de rar la podcasturi, dar la ăsta chiar am venit cu inima plină. Suflet candriu, da, de papuciu. Cine? Cine să-l înțeleagă? Mă mai cheamă pe la corporații, discurs motivațional. Eu sunt speaker demotivațional. Eu vă spun că se alege praful de aceste lucruri. Eu vă spun că vor muri ultimii care mai țin minte și nu vom mai avea reperele. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge, plânge neîncetat.